În pădurile din Buzău, drujbele lucrează la foc continuu. Sunt cereri mari pentru lemnele de foc, mai ales în mediul rural. Și asta pentru că mulți folosesc sobele pentru încălzire în sezonul rece. E de vreme, dar trebuie să ne facem provizii. Având în spate și un business, trebuie să ne facem provizii ca să avem un cursul anului, să nu cumva să vină peste noapte scumpiri, cum mai evolua prețul în ziua de azi, mai ales la gaze, combustibile. Cererea pentru lemne este mai mare în condițiile în care deja prețurile au crescut. Oamenii se tem că la toamnă metrul cub de lemn ar putea fi mult mai scump. Ne trebuie cam vreo 4 căruți, unde vine la undeva la 2 metri pe căruță. Este convenabil, da. Noi ne-am propus anul acesta ceva mai mult decât anul trecut. Dacă anul trecut am avut 21.000 de metri cubi, anul ăsta ne-am propus la 23.000. Până acum am depășit ceea ce propusesem. Dacă prețurile pe piață au ajuns chiar și de 2 ori mai mari față de anul trecut, direcțiile silvice încă mai au oferte acceptabile. Prețurile variază între 150 de lei loc o depozit fără TVA, diversele moi, și 275 de lei. Fără TVA, diversele tari. Lunar avem un laj de 1500-1600 de metri cub, dintre care 300-400 reprezintă lemn de foc pentru populație, restul este lemn de lucru pe care îl valorificăm prin licitații. Pentru o casă cu 2 sobe într-o iarnă ușoară, cum a fost cea de anul trecut, o familie trebuie să plătească aproximativ 2500 de lei. O alternativă la încălzirea cu gaze sau curent electric este și cărbunele. Și el s-a scumpit, chiar și de 2 ori. În ciuda creșterilor, prețurilor, cererea este destul de mare și oamenii s-au orientat tot mai mult către cărbune pentru că beneficiile sunt mult mai multe față de lemn. Timpul de ardere dublu, putere calorică mai mare. Brichetele de cărbune brun importate din Ucraina costă acum 1750 de lei tona față de 700 de lei anul trecut. Lignitul s-a scumpit cu doar 50 de lei pe tonă față de anul trecut, când costa 500 de lei.